Deci candidatul trebuie să îndeplinească niște condiții prevăzute de lege, de 10 ani vechime, și am mai spus, trebuie să fie integru și trebuie să dovedească faptul că a avut o activitate managerială și că îndeplinește condiții minime de profesionalism, pe care nu o să le detaliez aici, o să le public cât de curând pe site-ul Ministerului. De ce s-a renunțat ieri la abrogare, așa cum intenționați și cum anunțați să răți deja dumneavoastră? Eu... trebuie întâi spus că ceea ce s-a întâmplat ieri are același efect cu abrogarea. Deci, la momentul la care acum vorbim, această dispoziție nu se mai aplică. Au existat opinii că abrogarea este poate o măsură mult prea grăbită, în condițiile în care nu avem un studiu de impact cu privire la ce înseamnă lucrările științifice. Și acum, împreună cu Ministerul Educației și cu universitățile, se va face acest studiu, vom vedea în ce măsură implicarea mai mare a universităților potrivit unor propuneri pe care un grup de lucru, care știți că există de un an și jumătate și lucrează la regulament, le-a făcut. Deci există o recomandare care spune că în loc de profesor sau conferențiar, controlul de științificitate trebuie făcut la nivel de catedră. Și acum aștept ca împreună cu Ministerul Educației, de fapt Ministrul Educației, împreună cu universitățile, să ne spună cum anume se face acest control și să vedem. Deci vom analiza diverse opțiuni. Sau cine dintre miniștri s-au opus? Nu, eu nu pot să intru în asemenea detalii. Știți că hotărârile în guvern se iau în mod colegial, așa că este irelevant cine și cum s-a opus. Rezultatul este că s-a suspendat și aplicarea acestei dispoziții, și eu cred că acesta este lucrul cel mai important, că am pus capăt acestei hemoragii de lucrări științifice în penitenciar. După 1 septembrie legea se duce în Parlament sau ce se va întâmpla? Este prematur acum să spunem ce se va întâmpla. Depinde de rezultatul acestui studiu de impact și de oportunitate, pentru că sigur că mai rămâne să vedem și dacă cheltuielile antrenate din bugetul de stat pentru a determina că o carte este o lucrare științifică sau nu, sau faptul că cercetarea științifică probabil că nu trebuie să se facă cu precădere în sistemul penitenciar, ci în lumea academică, în centre de cercetare. Deci toate aceste lucruri vor fi luate în calcul și vom vedea în septembrie. Nu pot la acest moment să vă spun. Sunt mai multe soluții. Dar există posibilitatea ca să ducă în Parlament și având ce fel de parlamentare avem? Nu, eu nu vreau să mă pronunț cu privire la ce fel de parlamentare avem. Avem un parlament, suntem într-un stat de drept și sigur că orice fel de act legislativ de tipul acesta, orice ordonanță de urgență pe care o adoptă guvernul, ajunge finalmente în parlament. În septembrie probabil că se va, indiferent de soluție, guvernul va dispune tot printr-o ordonanță de urgență, care va merge apoi în parlament, care va avea posibilitatea să respingă ordonanța, să o accepte sau să o modifice. Ați finalizat evaluarea șefului ANP, că tot vorbim de scriitori? Eu am finalizat evaluarea șefului ANP și despre acest lucru trebuie să spun și nu, accept că am greșit, pentru că m-am grăbit. Evaluarea este o evaluare anuală, iar eu am putut face o evaluare parțială a șefului de la ANP, o evaluare care cuprinde perioada pentru care eu am fost ministru în cursul anului 2015, deci o lună și jumătate. Pot să vă spun că predecesorul meu a considerat că pentru primele 10 luni și jumătate, deci până la data de 17 noiembrie, activitatea la ANP a fost excepțională. A avut o explicație, domnul Bejan, pentru acele lucrări științifice elaborate în număr foarte mare în timpul mandatului dumneavoastră? Aș dori să nu fac comentarii cu privire la discuția care a existat între mine și domnul Bejan. Faptul că există un control din partea Corpului de Control al Premierului și o anchetă a DNA, cred că spune totul despre cum s-au desfășurat lucrurile în această materie. Revocat sau demis în baza rezultatelor raportului? Nu, tocmai asta vreau să spun. În baza raportului Corpului de Control nu știm. Încă nu avem un rezultat al Corpului de Control. În baza evaluării mele, pentru o lună și jumătate, este irelevant calificativul pe care îl dau eu, pentru că se va face un calcul aritmetic. Și având pe 10 luni și jumătate calificativul excepțional, nu foarte bine, excepțional, e irelevant ce spun eu. Poate alege și dumnealui soluția domnului Nițu.
asta o să vă rog să-l întrebați pe domnul Bejan. Eu vă pot spune că i-am cerut demisia și domnia sa mi-a spus că nu înțelege să-și dea demisia. Și i-am cerut demisia de acum o lună. Asta este o rușine pentru ideea de cercetare științifică. Nimeni, nicăieri, nici în România, cercetătorii foarte buni din România, sunt foarte mulți oameni în România care pe bani foarte puțin fac cercetare adevărată și cred că toată această lume și parte de societate este jignită de modul de ușurătatea cu care în penitenciar a fost cu putință elaborarea unor lucrări în ore. Ați promis că săptămâna aceasta veți da publicitate lista contractelor de achiziție ale ANP. Da, așa este. Am promis că vă voi da săptămâna aceasta. Am avut puține întârzieri, nu din altceva, din motive tehnice. Nu numai ale ANP-ului, am promis că dau publicității toate contractele de achiziții din ministerul pe care îl conduc. Vorbim și de sesizări ale organelor de anchetă? Nu, am spus contracte, deci nu vorbesc de sesizări. Am să fac public numai ce... Este o chestiune de zile. Deci, IT-știi din Ministerul Justiției lucrează la acest lucru. Nu există alt motiv decât chestiuni tehnice pentru care am întârziat. Ați stabilit cu cei de la CSM un calendar la precedentele numiri. Ei au avut o perioadă de 60 de zile, dacă mi-am amintesc bine, în care au analizat acele propuneri. Da. Am discutat și despre un calendar care va fi prin forța lucrurilor mai scurt, pentru că suntem de acord și membrii secției de procurori și eu ca ministru că, așa cum am zis, România are nevoie de un procuror general mult mai rapid decât veți declanșa atât. Deodată, atât pentru șefia DNA cât și pentru șefia parchetului? Nu, la parchetul general suntem în situația în care avem o vacanță a postului. La DNA nu suntem în această situație, așa încât faptele mă obligă să decuplez cele două proceduri. Acum voi declanșa cu celeritate procedura pentru ocuparea postului de procuror general, pentru că această funcție este vacantă la acest moment. Eu am să vă rog să mai așteptați câteva zile și veți afla. Un concurs nu va fi. Procesul, așa cum este prevăzut acum de lege, nu stabilește un concurs. Va fi, ca și în numirile precedente, o procedură care va avea loc la Ministerul Justiției. Am declarat public, eu nu dau concursuri și nu dau teste procurorilor. Cred că legea stabilește niște condiții foarte exacte. Eu am mai adăugat, fără să adaug de fapt de la mine, ci mergând pe practica CSM-ului, practica anterioară a CSM-ului, criterii de integritate, ele existau, eu țin la ele foarte mult. Bun, și în situația asta, cred că lucrurile sunt clare. Repet, nu este vorba de un concurs și procedura va decurge ca și până acum cu un interviu la CSM, deci nu va fi nimic spectaculos și nou. Vom repeta o procedură care s-a dovedit eficientă la ultimele numiri. Când va fi operațională agenția aceea de... Am spus în iunie. Am spus, va fi operațională în iunie. Și promit că o să mă concentrez acum pe prioritățile de conținut ale ministerului. Ce spuneți de procentul mic de recuperare a prejudiciilor? Nu pot decât să-l constat alături de dumneavoastră. Sunt nemulțumită, în mod evident, de acest procent mic. Doamna ministru, credeți că ultima întrebare către Inspecția Judiciară la Curtea de Apel București au dat o sentință oarecum șocantă pentru opinia publică, în sensul că au trimis doi oameni care au fost condamnați de prima instanță la 12 ani de închisoare pentru că ar fi plătit un asasin să mitralieze un om în cartierul Vitan. Inspecția Judiciară, știți foarte bine că este un organism care se bucură de independență, așa încât nu vreau să fac eu comentarii publice. Știu, este adevărat că mă pot, dar nu sunt pregătit acum să dau acest răspuns. Deci nu am un răspuns. Știu numai că nu vreau să mă pronunț acum în direct cu privire la cum văd acest caz. Vreau să fac o proprie analiză. Mulțumesc!